Îngerii Mării se dedică tuturor copiilor care au dispărut în exod. Undeva, departe, la capătul pământului, trăia în tihnă și în bună înțelegere o familie fericită. Tatăl, mama și cei doi fii ai lor. Băiatul cel mai mare avea 5 ani, iar băiatul cel mai mic avea 3 ani. Nu erau bogați, dar nici săraci. Avea o mică fermă, o grădină frumoasă, câteva căprițe, un pisic și un câine. Într-o bună dimineață se treziră cu toții bine dispuși, așa cum le stătea în fire. Dar în timp ce își spuneau rugăciunea înainte de micul dejun, auziră clopotele bisericii din localitate bătând agitat. Pe drum alerga un oștean și striga din toate puterile: "Regele e mort! Regele nostru e mort!" Speriat, tatăl își aruncă repede niște haine mai bune pe el, luă copiii, nevasta și porniră spre biserică. În drum întâlniră lume multă și la fel de îngrijorată. Aflară vestea cea mare. Regele fusese ucis în luptă cu un balaur cu 3 capete. Veniră vremuri grele, fântânile și izvoarele secau, pădurile se mistuiau sub razele dogoritoare ale soarelui, animalele mugeau speriate, iar oamenii nu mai știau unde să se ascundă. Multă lume a pierit atunci. Ca să scape cu viață și să-și salveze copiii, oamenii au luat drumul pribegiei. Nu aveau de ales. La fel și familia din povestea noastră. Într-o zi, înainte de răsăritul soarelui, bărbatul, pe numele său Leait, și soția sa Lana au pus într-o bocceluță câteva lucruri mai de preț, au hrănit copiii cu ce aveau mai bun în asemenea vremuri de răstriște și, după ce au cerut ajutorul Domnului din ceruri, au pornit pe mare. Au vâslit printre valuri o zi întreagă. Apa era curată, străvezie și se reflecta în ochii mari și frumoși ai celor doi băieței. Marea era liniștită, nu mai bună de călătorie. Iar peștii săltau și se zbenguiau voioși pe suprafața apei, salutându-i și distrându-i cu jocul lor pe călători. Spre seară, soarele le mângâie blând fețele și coborâ liniștit spre asfințit, pregătindu-se de culcare. Noaptea venea cu pași repezi. Se lăsă liniștea, dar acalmia nu dură mult. Se întâmplă ca prin acele locuri să treacă dinspre miază noapte un vânt grăbit, iar în urma lui, cu o falcă în cer și alta în pământ, alerga o furtună care învolbura precipitat apele. Se stârni o vijelie în toată legea. Păzând una ca asta, tatăl vâsli din răsputeri și încercă să mențină barca la suprafața apei, iar mama își strânse speriată fiii la piept. În câteva clipe, furtuna se dezlănțuie în forță și aruncă barca cât departe. Deodată, în tot acest iureș, din ape se iviră făpturi ciudate. Arătau ca niște femei, dar aveau corp de pește. Erau sirenele, de frumusețe repitoare, dar înfricoșătoare. Câteva dintre ele săltară în jurul micii embarcațiuni și începură să o împingă de la una la alta, de parcă ar fi fost o jucărie. Râdeau și hohoteau, apa se învolbura și mai abitir împrejurul lor. Leait se lupta disperat cu valurile uriașe și cu întunericul. Abia de-și mai zărea familia, iar la un moment dat îi pierduse din ochi. În cele din urmă, vijelia se mai potoli, iar sprintenele sirene dispărură în valuri ca înghițite. Barca fu lăsată să plutească după bunui plac. Rătăcea ca o petală aruncată pe apă. Nu se știe cât timp trecu. Cert este că atunci când își reveni, Leait se trezi singur în barcă. Geaba strigă vâslașul disperat după fiii și soția lui. Nici țipenie de om în jur îi înghițise marea.
Plânse, se căi, se perpeli și în cele din urmă se hotărâ. Trebuia să-și regăsească familia cu orice preț. Fără să stea prea mult pe gânduri, bărbatul se aruncă în valurile înspumate și se lăsă pe fundul mării. Porni în căutarea sirenelor, care îi răpiseră ce avea mai de preț pe lume, scumpa lui soție și prea iubiții copilași. În adâncuri era rece și întuneric, noaptea domnea și sub ape, cu inima cât un purice, dar cu speranța cât un munte, omul înainta hotărât. Algele și iarba de mare îi se împotriveau, îi îngreunau înaintarea, dar coralii și steluțele de mare, dimpotrivă, îi luminau calea. Și cum alerga omul nostru disperat și năpădit de gânduri, auzi în urechea dreaptă o voce subțire și plăcută. Încotro mergi, drumețule? Și cum de-ai ajuns prin aceste locuri tulburi? Era un căluț de mare, care se tot învârtea în jurul lui, dând din codița îngustă și încârligată. Nevoia și nenorocul mă aduc, căluțule, răspunse bărbatul surprins că vede un pește vorbitor. Îi povestea apoi toate câte s-au întâmplat în ultimii ani, cum a fost nevoit să-și părăsească locurile dragi, alături de soție și copii, cum a ajuns cu barca pe mare și cum au reușit sirenele să îi despartă. Profund mișcat, căluțul de mare vorbi. Nu-ți va fi ușor. Se spune că cine nimerește în împărăția sirenelor nu mai iese niciodată la suprafață. Laet era însă decis să nu dea înapoi, așa că nu se înfricoșă la auzul unor asemenea vorbe. Căluțul de mare continuă. Stră, 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 bunicul meu e încă în viață și știe cât în lună și în stele. Poate te ajută cu un sfat? Urcă repede pe spinarea mea și să mergem la el. Cât ai zice pește, Laet se prinse bine de grumazul căluțului și o luară din loc. Călătoria nu fu scurtă, dar au ajuns la destinație înainte ca stră, stră, stră bunicul căluțului de mare să stingă lumânarea și să meargă la culcare. Bătură în ușa bătrânului atotștiutor. Se auzi un scârțit greoi, ușa se deschise anevoios și în prag apăru un căluț de mare cu o barbă albă și lungă până în pământ. Avea ochelari pe nas și ținea în mână o lumânare. Nu mică-i fu mirarea când îl văzu pe stră, stră, stră nepotul său în compania unui om. Ce cauți, căluțule, aici la ora asta? De ce nu ești în pat, ci însoțit de o asemenea arătare? Întrebă el, măsurându-l mirat pe bărbat din cap până în picioare. De mult nu mi-a mai fost dat să văd un om, încă de pe vremea când fusese prins în plasa unui pescar. Oftă adânc. Bătrânul căluț de mare îi invită apoi pe cei doi oaspeți în casă și îi servi cu ceai de ierburi de mare. După care își continuă povestea. Eram neastâmpărat în copilărie și nu ascultam niciodată de sfaturile mamei. Mă tot rodea curiozitatea să văd cum arată lumea de pe mal, până într-o zi când m-am pomenit prins într-o plasă. N-aș mai fi fost aici dacă nu m-ar fi salvat fiul pescarului, care m-a aruncat înapoi în apă. Nu am uitat niciodată binele făcut de acel copil. Iată de ce nu te voi lăsa la greu, Laet. Urziră apoi tu trei, un plan bine pus la punct și merseră la culcare. A doua zi se anunța a fi una cu grele încercări. Toată noaptea, Laet se perpeli de pe o parte pe alta, a dormit cu greu. În vis îi se arătă soția sa Lana și cei doi copilași ai lor. Băieții erau fericiți, dar femeia nu prea. Se făcea că erau într-un castel de marmură, pe-ai cărui pereți se întindeau licheni mulți
și plase pescărești. În curtea minunatului palat stăteau mai multe femei cu chipuri răpitoare și corp de pește. Erau sirene. Se făcea că bărbatul trecea pe lângă ele, dar niciuna nu îl zări. Intră apoi nestingherit în palat. Era imens. Măreția și bogăția lui copleșiră. De undeva, dintr-un turn, auzi o voce ca un tunet. Dacă vrei să-ți salvezi copiii și soția, trebuie să-mi ghicești ghicitorile. Bărbatul încercă să urce pe niște scări care duceau spre locul de unde venea vocea misterioasă. Dar ceva îl pocni cu atâta putere încât căzu ca secerat. Când se trezi, era plin de sudor și rece ca gheață. Capul îl durea îngrozitor. Nu înțelegea ce fusese asta, vis sau realitate. Dimineața, marea era negurată și agitată. Se mișca până în străfundul. Leaet îi povesti bătrânului căluț de mare visul ciudat de-a fir apă. Sirenele au aflat devenirea ta. Nu te încredi în visul pe care l-ai avut și în vocea care te chema. Nu poate fi altcineva decât regina sirenelor. Sunt viclene, tare sirenele și pot ademeni pe oricine, doar lor pierde. Leaet nu se sperie. Nimic nu-i putea sta în cale. Văzându-i drăzenia, căluțul de mare scoase de sub haină o lumânare și i-o întinse oaspetului său. Păstrează-o cu grijă. Îți va lumina calea și te va ajuta să nu te abați din drum. O poți ascunde oriunde și nu te vei arde. E magică, dar ține minte. Când lumânarea va fi pe sfârșite, înseamnă că ai ajuns la capătul drumului. Plin de recunoștință, Leaet își lua rămas bun de la gazda sa și își continuă drumul alături de căluțul de mare. Merseră ei cât merseră până flămânziră. Se așezară lângă o stâncă de pe fundul mării și căutară prin traistă. Nici nu apucară să întindă bine masa, că de după un colț apăru un pește cu solți de aur. Era lung ca o sabie. Încotro te-ai pornit, omule? Îl întrebă peștele iscoditor pe drumeț. Cred că mare nevoie te aduce prin aceste străfunduri. Mare, mare de tot, ofteleai din adâncul inimii. Mi-au luat sirenele soția și băieții. La grea încercare ești pus, răspunse peștele căzând pe gânduri. Dar fără mine nu vei reuși. Dacă îmi dai să mă înfrup din bucatele tale, sunt gata să te însoțesc și să te ajut. Leaet se învoi. După ce și-au astâmpărat foamea, porniră tus trei spre castelul pe muntelor sirenei. Mai merseră ceva vreme prin apele tot mai tulburi și învolburate ale mării, până când Leaet căzu cu piciorul într-o groapă. Simți niște înțepături groaznice în picior. Mii de acei străpunseseră talpa ca niște săbii. Icni de durere. Când se-și tragă piciorul, ce zări? Pe fundul gropii se răstogolea un ghem violet cu mii de ochi. Așa ceva drumiețul nu mai văzu. Era un arici de mare, dar nu unul ca oricare. Omule, ajută-mă să ies din groapa asta, că poate-ți voi fi și eu de folos, îi ceru ariciul clipind vioi din miile de ochi. Leaet se îndură de el. Ce cauți, omule, pe aici, pe unde nici urmă de-a ta nu ar trebui să fie? Durerea și nevoia mă aduc aricile, țăposule, răspunse Leaet. Bărbatul îi depăna apoi întreaga sa poveste. Păi, unde ați pornit fără mine? Nu veți face nimic fără ochii și acele mele. Luați-mă cu voi și vă voi fi de mare folos. Zis și făcut, după un pic de odihnă, și-au văzut din nou de drum. Dar marea se agita și mai mult, parcă și mai din răsputeri. Clocotea precum o oală cu smoală pusă pe foc. Spre seară, după o călătorie istovitoare, drumeții se așezară la adăpostul unei pietre. Undeva sus, la suprafața apei, se vedea cum luna își răsfrângea lumina peste marea supărată. Istoviți, călătorii se pregăteau de culcare. Nu apucaseră însă să pună geană pe geană când, în depărtare, se auzi un hoi puternic. O caleașcă, formată din scheletul unei balene,
trasă de 6 câini de mare, se îndreptau cu viteză uluitoare chiar spre locul unde adăstară drumeții. Vizitiu era un lup de mare argintiu și gras, cu ochii mici și agitați. Era plin de solzi mărunți, iar deasupra capului avea o pată ca felie împinucată. Ihai, mai iute, leneșilor, mânați mai iute, că de bancolții în voi, alelei și vai de mar va fi de pielea voastră, îndemna el câinii de mare. Și pe cât de agitat era lupul de mare, pe atât de calm și de plictisit, părea stăpânul lui din drăsură. Era un mușnegel cu părul alb, haneaua și barba lungă până la genunchi. Pe cap purta o pălărie țuguiată și presărată cu sclipici. Pe umeri avea o mantie din stofă fină și subțire, de un albastru închis. Când mantia se dădea puțin la o parte, de sub ea se iveau de-ndată stelele, luna și soarele. În brațele moșului năzdrăvan, torcea alene o pisică de mare. Mai iute-nă tărăilor, dădu lupul de mare bice câinilor de mare. Dar vai, fie marea era prea tulbure, sau poate vizitivul prea grăbit. La o cotitură, carul se lovi cu atâta putere de lespedea unde se adăpostiră drumeții noștri, încât osia se făcu țândăr, frâiele scăpară din mâinile vizitivului, iar bătrânelul și pisica fuseze aruncați cât colo, chiar la picioarele lui. Fă ceva! Ce te holbezi așa? Se răsti moșulică la el. Nu vezi că sângerezi la tâmplă? Știa Leit încă din copilărie, dacă se rănea pe undeva, bunica îi lecuia rănile cu ceară. Scoase iute din buzunar lumânare fermecată și picură din ea pe tâmpla bătrânului. Ca prin minune, rana se închise îndată. Nu-și termină însă Leit bine treaba, că lumânarea se și stinse. Omul tresări. Ajunseseră la destinație. Cine ești, priceputule călător, și ce te-a dus prin aceste locuri periculoase? Îl întrebă buclucașul moșnegel, în timp ce-și scutura mantia de nisip. Grea încercare, tare grea, poftă Leit din adâncul sufletului. Întristare și durere sunt în inima mea, de când sirenele mi-au furat soția și copiii. De asta am pornit la drum, în căutarea lor. Spre deosebire de el, căluțul de mare, ariciul și peștele îl recunoscuseră pe bătrânel. Slăvite fii, mărite vrăjitor al mărilor, făcură ei o plecăciune reverențioasă. Abia atunci înțelese Leit cu cine are de-a face. Ai ajuns la capăt de drum, omule? Ești în împărăție sirenilor? Drept răsplată pentru binele făcut, am ceva de mare preț pentru tine. Vezi mantea asta? Spuse vrăjitorul scoțindu-și haina de pe el. Are puteri magice. Cu ea te poți furișa în castelul sirenilor fără ca vreuna dintre ele să te vadă. Ai grijă de ea ca ochii din cap. Mai departe depinde totul de ascuțimea minții tale. Leit îl mulțumi din suflet pentru un asemenea dar. Vrăjitorul bătu apoi de 3 ori din palme și ca din pământ se ivi o balenă uriașă pe care urcă spre ea. Ai grijă cu sirenile? Sunt viclene tare. Îl mai avertiza odată bătrânelul înainte de a se face nevăzut. Cei 4 drumeți rămaseră pironiți locului și poate că ar mai fi stat mult timp așa dacă marea n-ar fi trosnit din toate încheieturile și cu mai multă putere decât înainte. Să mergem, spuse Leit hotărât. Se îndreptară grăbiți spre castelul sirenilor. După câteva ore de mers, îi zăriră turnurile. Și pe cât se apropiau mai mult, pe atât îi creștea bărbatul mirarea. Palatul era identic celui văzut în vis. Mușchii verzi și plasele pescărești adârnau întinse pe pereți, întocmai cum i se aratase în somn. Castelul se afla pe un delușor de nisip. Porțile imense din fier de la intrare erau străjuite de câte 2 foci și 2 dragoni de mare, care supravegheau atent împrejurimile. Aveau ochii bulbucați cât roțile și vedeau tot ce se mișcă în jurul palatului. Grădina castelului era îngrădită cu un zid de aramă. În interior, curtea era plină de pomi fructiferi. Erau toate soiurile pământului acolo și toate numai din aur. Până și păsările care ciripeau printre ramuri aveau penetul tot din aur. În grădinița din fața castelului se auzură 2 glăsicioare cunoscute lui Leit.
erau ale băieților săi. Alergau și se jucau voioși peste tot. Bărbatul aproape că își pierdu graiul. Inima a început să-i bată cu putere. Se acoperi cu mantia vrăjitorului, băgă sub ea ariciul și căluțul de mare într-o parte, peștele de aur în alta și se făcură nevăzuți. Se așezară la pândă. Să fi trecut vreun sfert de ceas, când trei sirene se întorceau zglobii la castel. Povesteau câte în lună și în stele, de pe apă, de pe uscat, fără ca să le treacă măcar prin gând, că cineva ar putea să le asculte. Eu, spuse una, abia aștept să văd cu ce coadă o va înzestra prea iubita noastră regină pe mama celor doi băieți. Mor de curiozitate să văd cum îi va transforma corpul în sirenă. Și eu ard de nerăbdare să văd cum îi va preschimba pe cei doi băieți globii ai femeii în peștișori aurii, grăia treia. Sunt atât de nerăbdătoare să mă joc cu ei în acvariul cel mare al reginei. Light se îngrozi. Nu-i venea să-și creadă urechilor. Sirenele își văzură liniștite de drum, iar bărbatul se luă tiptil după ele. Pentru că era acoperit cu mantia fermecată, straja nu-l observă, așa că, de îndată ce trecu de porți, se duse glonț la cei doi feciori ai săi. Tare ar mai fi vrut să-i îmbrățișeze, dar chiar în clipa în care se pregătea să o facă, o sirenă îi trase după ea. Copii, copii, haideți odată să o vedem pe mama voastră, maestatea sa, regina sirenelor. Bărbatului aproape că-i stătu inima în loc. Înțelese că sirenele încercau să șteargă amintirile băieților săi. Copiii pășiră primii pe lespezele somptuoase ale castelului, urmați de sirenă, iar Light se furișă tiptil în spatele lor. Dar vai, grăbit cum era, nu observă că după coada lungă a sirenei rămase o dâră de apă, iar el călcă în ea și lăsă câteva urme. În interiorul castelului totul era ca în visul pe care îl avut Light în casa căluțului de mare. Ceremonia a început cu surle și cu trâmbițe în cea mai măiestoasă sală din palat. Pe un tron uriaș, în formă de carapace, stătea regina sirenelor. Avea părul roșu, privirea trufașă, ochii mari cu gene exagerat de lungi și buze cărnoase. La corp era ca și orice altă sirenă, jumătate femeie, jumătate pește. Se deosebea însă de celelalte surate ale sale prin coada plină de solzi mari din aur. Într-un colț, pe fundul unui acvariu imens, stătea tristă și ghemuită Lana, soția călătorului. În fața unei asemenea priveliști lui Light, parcă îi îngheță sângele în vine. Să înceapă ceremonia, anunță cu voce impunătoare regina. 10 sirene blonde, brunete, șatene, roșcate, una mai frumoasă decât alta, pășiră în față cu o năframă lungă în mâini. Apoi alte 10 îi aduseră pe copii lângă tronul regal de pe care coborâ regina. Avea în mână un pocal de aur încrustat cu diamante, plin ochi cu o apă de culoare verzuie. Fiii mei, glăsui ea dogit, de azi încolo eu vă voi fi și mamă și tată. Vă voi face cei mai fericiți peștișori ai adâncurilor. Beți din această licoare minunată și din această clipă să aparțineți pe veci regatului sirenelor. Cu un gest hotărât, regina l-apucă de bărbie pe fratele mai mare și era cât pe ce să-i dea din licoare. Acum e momentul! Îl înghiunti căluțul de mare pe tatăl copiilor. Acoperit cu mantea fermecată, Light îl apucă rapid pe căluț de coadă și se duse glonț spre regină. Îi trecu de câteva ori pe sub nas coada încârligată a acestuia, iar sirena strănută cu atâta putere încât sticla acvariului în care era închisă mama copiilor se prefăcu pe dată într-un morman de cioburi. Întreaga sală fu cuprinsă de rumoare și panică. Odată eliberată, Lana alergă să-și îmbrățișeze fiii. Furioasă, regina sirenelor se năpustie asupra ei. Văzând una ca asta, Light aruncă iute peștele de aur spre ea. Regina strânse peștele cu atâta mânie și putere, încât era cât pe ce să-l sufoce. Dar peștele nu era unul oarecare. Se prefăcu pe dată într-o sabie de aur cu tăiș ascuțit și secționă carnea moale până la os. Înnebunită, sirena mai făcu o încercare și se mai aruncă o dată asupra Lanei și a copiilor. Dar și de această dată, Light fu mai sprinten. Scoase de sub mantie ariciul de mare și îl aruncă drept în față.
Până să ajungă la ea, ariciul se prefăcu într-un buzdugan de oțel și o pocni pe regina cearea cu atâta putere în frunte, încât nu se mai ridică. Un om! Un om este împalat! Țipară dintr-o dată ca din gură de șarpe dragonii de la porțile castelului. Abia atunci văzură urmele lui Light pe lespezile de la intrarea în castel și dădură buzna în interior. În acest răstimp, Light reuși să-și bage sub mantia fermecată soția, copiii și prietenii. Crezându-și regina moartă, sirenele se învinețiră de ciudă și mânie. Plesniră greoi din cozile lungi și porniră înfuriate prin castel în căutarea celui care se dovedea a fi mai priceput decât ele. Geaba îl căutară peste tot. Geaba îl ademeneau pe Light cu vorbe miroase și promisiuni deșarte. Bărbatul stătea nemișcat ca o stâncă sub mantia fermecată. Văzând că nu au cum să-l prindă pe voinic, sirenele începură să cânte. Aveau niște glăscioare atât de dulci și de încântătoare, încât ar fi înmuiat până și o inimă de piatră de-ar fi avut-o cineva. Din gurile curgeau safire și mărgăritare. Câteva se rostogoliră chiar până la picioarele copiilor. Curios, fratele mai mic întinse mâna pe sub mantie și dădu să ridice câteva bobițe. Nici nu apucă să le atingă bine, că o mână îl apucă și îl trase cu putere din ascunzătoare. Era regina sirenelor. Nu murise. Se ridică pufnind mânioasă și se învârti cu băiatul în brațe câteva ori, de parcă ar fi fost o ghionoaie. Hei, Light, știam că o să vii, dar nu te credeam atât de isteț. Dacă îți vrei copilul viu, ai curajul și ieși din ascunzișul tău magic. Vino să ne luptăm. Nu a avut omul de ales și ieși de sub mantie. Să zicem că las la o parte ce mi-ai făcut, grăi regina cu voce prefăcută. Și tu vrei copilul și eu îl vreau. Cum facem? Mărită regină, grăi omul supus. Eu lupt pentru ce e al meu pe drept. Tu pentru ceea ce crezi că ar putea să îți aparțină. Nu am cum să măsor puterile cu măria ta. Eu sunt doar un om. Putem însă să încercăm să ne întrecem prin puterea minții. Prea bine le ai. Să fie cum zici, să vedem cine e mai ager la ghicitori. Încercăm până ce primul dintre noi nu va ști răspunsul. Și atunci, cel care va fi mai isteț, a lui să fie copilul. De voie, de nevoie, omul, ca un tată iubitor ce era, acceptă. De dură cu banul, prima la răspuns căzu sirena. Se gândi omul, se frământă și în cele din urmă întrebă. Ce fuge mai repede decât toate pe lumea asta? Gândul, omule, răspunse sirena pe nerăsuflată, chicotind de bucurie că știa răspunsul. Se întristă omul. Apoi veni rândul reginei sirene. Să-mi spui, Light, priceput cum ești, ce nu poți cântări pe lumea asta? Se gândi omul cât se gândi, își frământă mintea în toate felurile, dar tot nu a avut un răspuns. Începu să dispere. Se rugă la Dumnezeu cu lacrimi de foc, iar acesta nu lăsă la ananghie. În ceea ce nu știa Light era că însăși Tatăl Ceresc îi urmărea atent peregrinările pe sub ape. I se făcu milă de bietul om și din dragostea lui nemăsurată trimise un înger la el cu răspunsul. Îngerul dădu la o parte apele și ajunse de șupti lui Light ceva la ureche. Dragostea, dragostea minunată, regina, dragostea nu se poate măsura pentru că numai bunul Dumnezeu știe cât cântărește. Răspunse Light, bucuros că cel de sus s-a îndurat de el. Uimită la culme de răspunsul corect al omului, sirenei îi dispăru zâmbetul de pe față. Urma a treia întrebare. Preamărită regină, spune-mi, te rog, ca viețuitoare a apelor adânci ce ești, știi cumva ce apă nu are nisip? La o asemenea întrebare, regina serenilor nu se aștepta. De sus Dumnezeu se minună și el de agerimea lui Light. Sirena își frământă mintea în toate felurile, se suci, se cărni, stătu strâmb și gândi drept, căută răspunsul în lună, în stele, dar tot nu-l află.
După 3 zile și 3 nopți de frământări, se dădu în cele din urmă bătută și se puse pe un plâns amarnic de săreau solzii de pe ea. Plângea, plângea, dar din ochi nu-i curgeau lacrimi. Pentru că, trebuie să vă spun, sirenele nu au lacrimi. Leait însă nu mai zăbovi mult în împărăția ei. De cum își recăpătă copilul, ca din pământ să ivi o caleașcă de cleștar trasă de 2 delfini. La cârma ei stătea lupul de mare, vizitiul vrăjitorului mărilor, răjind cu gura plină de dinți. Îi îndemnă pe drumeț să urce repede în trăsură și aici le fu drumul. La întoarcele, Leait înapoie vrăjitorului mantia fermecată și îi mulțumi pentru ajutor. Se despărțea apoi plin de recunoștință și de prietenii săi dragi, ariciul de mare, peștele de aur și căluțul de mare. Nu uite însă nici de stră bunicul celui de pe urmă. Ajuns cu bine la mal, alături de soție și de cei 2 fii ai săi, Leait fu întâmpinat de un înger trimis de Domnul, care cuvântă astfel: omule, te-ai dovedit a fi bun, iubitor de oameni și încrezător în Dumnezeu. Mai departe, alegerea vă aparține. Dacă vreți să vă continuați calea în această lume, sunteți liberi să o faceți. Dacă însă vreți să urcați alături de mine în împărăția cerului, la Domnul, unde e liniște și pace, trebuie să mă urmați acum. Poate că Leait ar mai fi stat să se gândească, dar băieții lui săriră cu atâta dragă la gâtul îngerului, încât omul și soția sa înțeleseră pe dată care le fu alegerea. Nu se împotriviră. Și uite așa s-a urcat în rai, iar Tatăl Ceresc i-a făcut pe toți 4 îngeri ai mărilor. Bătrânii spun că nu de puține ori li s-au arătat oamenilor aflați în cumpănă pe mare și că au salvat multe vieți aflate la ananghie, mai ales din mâinile sirenilor ademenitoare. Cât despre sirene, acestea nici până astăzi nu au aflat răspunsul la întrebarea lui Leai. Nu-l cunosc pentru că nu știu ce înseamnă să plângi. Să plângi cu lacrimi. Altfel, dacă ar fi lăcrimat ca și noi cei de pe pământ, ar fi știut că singura apă din lume, fără nisip, este lacrima.